Acel moment special al anului în care ieșim la un picnic și scoatem praful de pe vechiul grătar pentru a arde câteva fripturi și a servi niște pui la foc mediu. Există o mulțime de lucruri uimitoare pe care le poți face în curtea din spate sau la un picnic pe grătar și cu legem recompensele gustoase. Odată cu venirea verii, mulți dintre noi aleg să iasă la un picnic și la un grătar la iarbă verde. Alții, poate mai comozi, fac exact același lucru, dar în curtea proprie, dacă au norocul să stea la casă. Grătarul este o distracție clasică, deși sezonieră. Odată cu venirea vremii calde, apar și poftele de burger suculenți, frigărui de pui, porumb la grătar și fripturi. Atunci când vrei să pregătești carne pentru un grătar de zile mari, trebuie să ai o mare grijă la ce fel de carne vrei să folosești. E că vorbim de carne de porc, de sau chiar carnea pe care o pregătești pentru mici. Trebuie să ai grijă, iar dacă te întreb care este carnea ce nu are ce căuta pe grătar, răspunsul este foarte simplu. Când mergi la măcelar să-ți cumperi carne, trebuie să ai grijă să nu fie expirată sau stricată. Dacă e să cumperi carne tăiată, ai grijă să nu fie nici prea groasă, dar nici prea subțire. În același timp, deși îți place grăsimea, carnea pentru grătar nu trebuie să fie una grasă. Ai putea avea parte de un mic incendiu. Sigur, s-ar putea să-ți fie foame și să vrei ca focul să înceapă înceapă să ardă cât mai repede, dar este mai bine să se aprindă încet, încet și la roșu, apoi să se stingă. Obțineți o flacără frumoasă pe cărbune folosind ziare mototolite și așteptați ca acestea să devină complet gri înainte de a le întinde și de a vă apuca de grătar. De asemenea, ar trebui să acordați grătarelor, relatează playtech.ro.